Le-am pus apă, le-am pus pâine, muiată, ce? Alina a plecat până într-un loc. Mi-am ieșit ăsta la o cafea. E cultură ce să facă omul bătrân. Bine, stă pe aici prin curte, uite, stă cu Alex. Lumina n-a venit la spital cu mama ei, cu taică sau... L-a luat și pe Leonardo să-i facă ochelarii, după cum am spus. Dar stă cu Alex acolo, vorbește, fac, ce să faci altceva aici? N-am făcut așa nimic în mare. I-am băgat niște haine lui Alina spălat. Și... Mai am un mașina de spălat de unde, că nu mai pot să mai deschid capacul. De două, trei ori am încercat să deschid capacul. Să mai scurs și alea. Dar de unde, că nu pot. S-a blocat și mașina. Nu știu ce are. A venit pe capul meu și canalizarea, acum vine lume și miroasă urât în curte, curtea... Miroasă foarte urât. Este foarte cald și acum este năbușeală așa. Și de la căldură vine amețeala și toate ăștia. Mă gândesc când o fi frig, acea răcoare nu o să mai fie așa, să-mi fie nici mie rău și la altcineva, că toată lumea zice așa. Că să simt mai amețit, mai nu știu cum. Și mai ales care să mă lav cu inima, vă dați seama cum sunt, că nu au voie să iasă în căldură. Mama vine la mine, pe căldura mare. Nu știu dacă o aduce ceva neapărat, că nu știu, nu ies la poartă. Când vine ea, că nu știu, mă trezesc cu ea că vine. Și am întrebat-o dacă a venit pe jos. Ea zice că nu, că a lăsat-o cineva. Eu știu ce face. Acum e mai așa, na. Mă apuc după aia să bag furtunul. Să mai răcoresc, să ud roșiile alea. Trebuie udate, n-ai ce să faci, dar pe căldura asta, vă dați seama. Le-am mutat, ne-am ieșit acolo sub corpodușul ăla, pentru că aici nu mai se putea ca unde era vine înainte, că era prea cald. Erau soarele, bătea în ele. Mamă, acolo se să iau două prune. Am avut anul ăsta cam, nu știu, și al altul care a trecut. Foarte rău ne-a mers. E tot distrus, a distrus tot. Nu știu ce ghinion, chiar că a fost ghinionat și la mine. N-am tip așa să ies la poartă, am mai ieșit așa un pic, dar ce să văd? Lumea, care mai e, lumea e bine. Bună ziua, prieteni! Uitați cum stăm cu apa, inundație, nici nu putem să mai trecem, da, că ne uităm așa, în mizerie, la tombiron. Vedeți cum stă apa? A ieșit toată din canal, nu se mai duce niciunde. De fapt, am pus petroaiele alea peste ea, că nu aveam capac de ăla și mi-era frică că mai trecea Leonardo și erau niște placaje și erau putrezite, de fapt, de la apă. Și eu cu Neamii și am zis, hai să punem piatra asta. Era întreagă, era la colțul ăla, unde aveam capac. Și noi când am adus-o până aici, am dat cu ea jos, s-a spart în două, așa, dar în două s-a dat pe mijloc. Și mai bine, le-am făcut două bucăți. Stă apa mizerie din prin curte și miroase urât. Și n-am ce să fac eu cam dată, să aduc mașina aia, nu știu cum, să desfund, să curăț. A mai venit și asta pe capul meu, canalizarea mai lipsa. Nici nu pot să trec așa, mi-e scârbă să trec din asta ca să trec la găina aia și cocoșul în spate. Le-am pus ieri. Le-am pus... Sunt niște prune. Dar sunt micuțe. Dar bune. Ce dulci sunt. Acum sunt coapte. Dar așa sunt ele mici. Sunt foarte bune. Trebuia să iau un coș să le adun. Să adun așa să mâncăm, că tot nu o să facem țuică sau dulceață. Astea sunt galbene. Uitați cum sunt. Astea sunt prune galbene, trebuie să-i adun, că astea s-au copt și să cad pe jos și... Bine, dacă mai cad, să le punem cu acolo, în bidon. Unde avem noi ălea pentru țuică. Arată bine.
Nu mi-am mai apucat să fac gardul. Să-l facem. Nu mi-am mai apucat pentru că aveam o grijă, aveam un stres. Care l-am așteptat. Aici a pus-o Nemișu. Proape de la să nu se rupă creanga. Aveam stresul care îl așteptam. Am zis că o să fie bine cu pronunțarea și mai fac după aia, iau o găleată de aia și dau. Dar ce să mai fac acum? Asta e roata de rezervă mea. Mi l-am pus în mașină. Am dat-o jos atunci când am pus bagajele alea și la mine și l-am mai pus-o la mașină. Apa se duce încet, încet. Dar tot așa. Ăsta e căruțul care aduce Nemișu cu el apă. Eu pe aici, pe loc. Mai puțin și ajunge pe aici. Îmi place cum le-am la lămâile așa. Chiar îmi place. Au lumei, sunt încărcate ca niciodată. Au și mai mărișoare, și mai micuțe. Au! Am răcit. Am răcit, am nas înfundat pentru că a venit pintea la noi și era răcit. El zicea că nu are gripă, că are, nu știu ce, de la aerul condiționat de la mașină. Am auzit că este gripa, o viroză plan peste tot și mulți care sunt, nu spun. Nu e așa de gravă, dar oricum. Este. Deja. Prieteni, cam atât, vă mulțumesc mult de tot. Am zis să mai fac o filmare, că n-am. Trebuie. Vă mulțumesc mult, mult de tot și vă doresc o seară plăcută, papa. Telefonul de la mama care îi aduce de coliție frumoasă, ia de să arăt. Și-a luat el cu Albina câte un suculet rece. Așa arată telefoanele fără copăcel pentru că sunt cele mai speciale pentru el. Și le-a dus mama dimineață. Și când mai are? Mai face ea roze la cineva și mai aduce și câte avem în casă și câte avem prin bucătărie. Dacă le adun într-o cutie, toate o să le adun când am timp. Păi da, stai să spun. Leuțu are atâta telefoane în ochi până a făcut colecție și eu vreau să fac colecție. Caut o cutie de carton, promit. Și îți pun toate telefoanele și ce mai adunăm și ce avem noi acum. Și facem frumos. Multe, multe, da, multe. Și cine e sărac, îi dăm un telefon. Da, le facem donații. Prieteni, uitați, a fost foarte cald și trebuie să bag și o furtună. Să pun și eu florile alea, roșiile. Bă, nu e lămâie, e biru. El a pus-o acolo, zici că e lămâie, vezi? Uh-huh. El a pus-o. Da, miroase porc. Ai, lămâie. Nu știi cine a tăiat, miroase pârleală, când pârlești porcul. Da, și un porc. Povești tu porc, acum de unde să-ți dau porc? El a tăiat soric. Acum. Ai soric, da, acum visați. Mă, scoți și limba afară. Da, stai. Dar nu mai e soric în put? De la țapă în de ani de zile. Mă, nu e bun, rup din dințele toți. Nu e bun. E țapă în mamă. Mai e acolo la fumătură? Și ce e în fumătură acolo la fumătură? În fumătură, în fumătură nu mai e nimica. Și ce? Nu mai e nimic, am dat jos șunca, tot e țapă în tot și șunca nici nu putem să o tăiem cu cuțitul. Hai să luăm șoricul. Ia, prieteni, să vă demonstrez că merge. Și-a făcut șaua la bicicletă, i-a cumpărat Ani șaua. Cum? Am fost în piață azi. Când am fost noi în ora să facem actele la curent, la alea. Și-a cumpărat altă șaua. Da. Dar ce s-a făcut? Ce s-a întâmplat cu șaua aia? Că nu înțeleg. A stricat o alincă, s-a suit și el pe ea de mult. Și nu mai ținea, o punea și nu mai stătea. Nu, băiatul meu e foarte cu minte, prieteni, vedeți? Că mi-a adus telefonul. Da. A reparat ochelarii, prieteni, vedeți? Acum nu le mai dă jos, nu nimic, le ține, are grijă de ei. Nu,
Nu, că stai să spun ceva. Ia le dă-te. Nu, stai să spun ceva. Pot să spun ceva? Zi, dar nu prosti. Ochelarii ăștia a dat jos lentilele și pe alea le-a aruncat. A luat alte. Alte? Nu, stai să spun. Le rup. Nu, dar stai să spun, auzi. Să spun. Uite. Lentilele. A, stai că am uitat. Ăstea, le vezi? Rama. Rama asta, da? Rama aia rotundă, da. Adică asta. Da, rama. Dar e neagră. Da. Am dat-o jos pe aia veche. Am pus de asta altă nouă. După aia am luat lentilele și le-am pus pe altă la nouă. La loc. Și le-am pus pe altă nouă. Da. Știi? Da, ai grijă de ochelari, promiți? Da. Dar să nu-mi cadă. Și ce-a făcut pintea la roata lui Albina? Uite, s-a urcat și ea pe ea, a rupt și roata și s-a uit așa, blanțul. Și l-a rupt blanțul. Leonardo, dacă ești cu minte, eu ți-au telefoane multe și le adunăm și pe ele peste tot și le punem într-o cutie de carton. Bine. Facem colecție. Nando, hai să-ți fac băiețul și ții și luare. Eu mă apuc să aud pe ciorțele așa, după aia fac în casă. Și mie papucii ăștia. Și mai fac așa un pic de curat dacă pot, că am avut nuntă mare. Unde? Tot dezastru. Unde? Așa am zis eu. Hai să-ți fac aia. Uite, arată frumos. Mi s-a făcut cam două, trei roșii, dar ce a făcut Albina? Când s-a le-a văzut copti, le-a mâncat așa. De nu mai era nicio roșie. Și eu mă miram unde dispar roșiile și am zis că ea le mânca. Dar e bine că le mânca. Că sunt mai sănătoase ăștia. Lentila asta i-am dus a venit, și că i-am luat o roșie lui ursul. Nu, nu. I-am zis, ursule, ia tu roșia asta prima, mănâncă-o tu. Dar el n-a mâncat o căldurea stomacul. A lăsat-o pe masă. S-a nu. Am arătat mai devreme canalizarea cum stau pe prin curte. Nu le fac. Dacă așa, le arunc, mor. De ce faci? Așa că astăzi stau un blei ca să le reparăm. Umblai și la... Peste, dar am umblat, de mi-a venit rău. Ai umblat și la mătă. Băiatul meu e cu minte, nu mai desfăiți ca unul, că s-a luat toate alea de pe el. Păi zice, că ursul știi, că ursul ne lega. Păi numai, că s-a desfăcut și picioarele tot. Alina Caz, când văd pe bicicletă fata și bicicleta e mare, mor de frică. Alexuță! Îi luară și lui un suc de ăsta, e în bucătărie, deci. Cheamă, sună-l. Să-i dau haine, să se schimbe, că îl cheamă maică-mea la el. Sună să-i dea și lui suc. Mă duc și eu. Am fost la magazin ca să iau o soluție de geamuri. Că mai îmi trebuie să șterg telefonul. Ole. Trebuie până multe. Trebuie să pun asta, au. Au început lumea iar să dea comentarii, Iuria. Ia să mergem la muncă toți. L-am reparat. Iar au luat-o rană. Nu mai contează, nu vreau să bag în seamă. Nici nu vreau să citesc comentariile deocamdată. La care vrea eu și vă că simt că ține cu adevărat la noi, mai răspund. Gata, bunică, l-am reparat. Dar nu. Bravo, mamă, bravo, bobița mea frumoasă. Ți mi-a adus, bobiță, un pepene de la galben. Loveniță, dar galbenă. Na, nu pepene. Băiatul meu de acum în culoi foarte cuminte. Nu vreau să mai ducă de acasă. Nu vreau să mai ducă de acasă. Da, stai, mami. Ghicește, ce e asta? Ce e telefonul? Samsung. Prieteni, suntem aici că s-a mai făcut răcoare. Și cum să spui? Salutare, prieteni. V-am zis la început. Stai să întorc camera. Da.